După ce ieri a fost instituită carantina zonală pentru municipiul Sighet Marmației, astăzi polițiștii au împânzit străzile din oraș pentru a informa atât pe pietoni cât și pe șoferi despre restricțiile în vigoare și pentru a verifica dacă se respectă măsurile impuse de autorități în ceea ce privește circulația persoanelor. Pentru că profund medicii și stăpânul Odeși, față public, nu ați văzut să vedeți și fără vinovăție, da? Legea prevede clar, sancțiunea este de la 5.000 la 5.000 de lei. Da? Vă rog frumos să opriți corespunzător, da? Bun. Care vă să și la care și la încercați să le aveți la noi, sunt lucruri pe amenda, conform legii 55 pe 2020, este de la 500 la 5.000 de lei, da? Și consider că ar fi mai bine ca să le aveți la noi, pentru că legea prevede. Am înțeles. Dintr-o mică neatenție s-ar putea să primiți o amendă care chiar nu-i justificată. Da? Vă rugăm frumos să le aveți toate cu tăia noastră, bun? O secundă, vă rog frumos, să vă rugăm înapoi. Eu am început să mă ajut din acumulția locală de operație, mă rog frumos să vă rugăm asta, suntem... Aer liber, doamne dragă, eu știu că nu este. Vă arăt. Dar vă arăt, ca să vă spun. Nu scrie. Spațiu. Nu, păi aici e deschis. Sunteți de acord, da? Da. Deci, auzi, eu sunt medic, eu știu. Așa. Da. Să rămână. De ieri, de 14 ani, în care se vede informația, a fost carantinat. Este prezentat dacă sunt vaccinat în test cu vaccin. Aveți pe telefon. Vă reamintim că în localitățile carantinate se interzice circulația și staționarea în spații publice a persoanelor, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, a legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator, sau a persoanelor vaccinate care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.